După mai bine de doi ani, imaginile cu una dintre cele mai violente reglări de conturi din Arad au ajuns în atenția presei. În toamna lui 2016, Aradul a fost cutremurat de bătaia dintre membrii grupării cunoscute sub numele Frăția. Pe atunci, Gigi Vadic Zavera, capul grupării, a atacat pe cei care voiau să îi ia locul. Scandalul a început într-un bar din centrul orașului, unde din imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se vede cum Zavera îl ia la bătaie pe un bărbat, timp în care un alt individ scoate un cuțit și încearcă să lovească și el. Bătaia a continuat pe stradă, unde au fost folosite mai multe arme albe, dar și un pistol. În urma altercațiilor, capul grupării Frăția a ajuns la spital cu răni la cap și multiple traumatisme pe corp. Oamenii legii au întocmit la vremea respectivă un dosar penal pe numele a 13 persoane. La începutul acestei săptămâni s-a dat pronunțarea în camera preliminară la Tribunalul Dolj, doar că imaginile de pe camerele de supraveghere care surprind momentul agresiunii nu par să îl fi impresionat pe magistratul care a judecat cauza, astfel că în loc să trimită dosarul la judecată pe fond, a trimis rechizitoriul înapoi către parchet. Restituie cauza parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj în vederea refacerii actului de sesizare al instanței privind pe Patul Zavera Gigi Vadic trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, tulburarea ordinii și liniștii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, complicitate la tentativă de omor, lovire sau alte violențe, complicitate la șantaj, toate cu aplicarea dispozițiilor articolului 38 alineat 1 din codul penal, se arată în decizia dată de judecătorul Daniel Oneț. În acest moment, Zavera Gigi Vadic judecat pentru șase capete de acuzare, printre care și cel de complicitate la tentativă de omor, se află în stare de arest preventiv într-un alt dosar pentru infracțiuni. Inf informatice.